Bună ziua și mâncați, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Astăzi e peste 50 de minute. Intrăm, a spune eu, în filozofia vieții. Intrăm în întrebări pe care fiecare dintre noi ni le punem la un moment dat. Întrebări care își găsesc și răspunsuri, răspunsuri care au și o parte subiectivă a autorului, dar și o parte obiectivă. Parte care vine din studiul îndelungat cu privire la filozofia vieții, cu privire la credințele, religiile și obiceiurile noastre. Am plăcerea să am astăzi alături de mine un cuplu de excepție al culturii românești, un cuplu care ne încântă de fiecare dată, care vine și se îmbină atât cu partea rațională, dar și cu partea ludică de multe ori, pentru că este un cuplu care cuplu atât în viața de zi cu zi, dar un cuplu care se completează foarte bine și din punct de vedere al vieții culturale. Doi scriitori care și-au pus amprenta asupra filozofiei și asupra culturii noastre. Spun filozofie pentru că dincolo de proza, dar și de versurile acestora, sunt înțelesuri. Înțelesuri despre a fi, despre ființă și ființare, așa cum este intitulat unul dintre eseurile domniei sale. Așadar, îl avem alături de noi pe domnul Nicolae Bălașa, scriitor, căruia îi mulțumim. Sărmâinile, bună ziua tuturor și eu mulțumesc pentru invitație. Am început cu domnul Bălașa, am fost cumva nepoliticoși cu doamna Bălașa, însă astăzi doamna Beatrice Silvia Sorescu Bălașa, cu permisiunea dumneavoastră, l-am lăsat pe domnul Bălașa în prim plan, pentru că el este autorul celui mai nou volum pe care ne-l dorim să-l prezentăm astăzi cu Moartea la dărac. Bună ziua și eu vă spun, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor! Dar, cu permisiunea domnului Bălașa, o să începem cu doamna Bălașa de data aceasta și aș vrea să vă rog, doamna Bălașa, să începem așa, să ne recitați coperta 4 a volumului cu Moartea la dărac, pentru că este poezie de data aceasta și pe cât de serioasă este tema, pe atât de ironic se finalizează cumva, cum este și viața de multe ori. Încercăm să ne luăm în serios și ne mai dă viața câte o ironie, astfel încât să ne aducă cumva cu picioarele pe pământ. Într-adevăr, pe coperta din spate a cărții este un poem, consider eu, extraordinar de bine scris, mai ales că el este prozator, dar eu trebuie să vă scot în evidență faptul că este, dincolo de prozatorul Nicolae Bălașa, este poetul Nicolae Bălașa, pentru că dacă citiți proza lui, de foarte multe ori în rândurile prozei găsim multă poezie. Suflet preș la picioarele lumii. Este puțin după miezul nopții când termin de înseilat aceste cuvinte. Plec pe drumul cel lung. Am tot meditat despre felul în care s-a scurs clipa de ieri, de-alaltă ieri, de oricând, după toate cele trecute pe sub geana minții, acela sentiment, acea senzație. Cineva și-a șters bocancii pe sufletul meu, un suflet preș la picioarele lumii. Ei, zic, se mai întâmplă. Mie, cam de când mă știu, am să-l ridic. Îl voi scutura și îl voi agăța undeva, într-un cui. Cum se agățau ștergarele la țară, după ușă. Cine știe? Poate va avea nevoie cineva de el, să șteargă mâinile, fața, chiar și gura, uneori spurcată. Hei, nu vă suflați și mucii, e totuși sufletul meu. Domnule, ce ție și cu mârțogari ăștia? Niște mucoși. Ce ar mai fi de spus? Da, atunci să o complet. A recitat bine, categoric, poetic, așa, însă a dramatizat într-o oarecare măsură, ceea ce pentru mine nu stau pe nisipurile astea
ale dramatismului, decât foarte puțin atunci când știu eu cad în anumite situații dintre astea sau vreau să duc ceva, o anumită idee în astfel de situații. Poemul face parte din carte. Este, de fapt, finalul cărții și este legat de sfârșitul vieții, o viață a fiecăruia, în parte la care este specifică sau care reprezintă, de fapt, un fel de rezultat a tot ceea ce-ai trăit. Sigur că în fața morții, pe lângă spaima putremurătoare care te macină, pentru cei care sunt pregătiți pentru așa ceva, pentru că viața, de fapt, nu înseamnă decât o mare pregătire pentru o mare trecere, sigur și ironia ca atare, adică faci haz de necaz, treci în revistă una alta, mai vezi cum și în ce fel alții, m-am zis acolo, te calcă în picioare și sunt mulți, la vedere, unii, alții mai pe din dos. Chiar dacă tu singur încerci să fii un fel de preșla, să fii slujitor lumii, că asta înseamnă metafora aia, preși la picioarele lumii. Însă, de foarte puține ori, chiar poți număra pe degete într-o viață de om, cât sunt cei care îți apreciază la modul sincer tot ce ai încercat să faci pentru tine și pentru cei din jur, pentru că în ultima instanță și când respiri, respiri și pentru ceilalți, nu numai pentru tine. În drum spre studio și din nou mulțumesc pentru invitație, am și postat o poză și spuneam acolo pe Facebook că primul meu discurs, sau înaintea primului meu discurs despre cum poți merge cu moartea la drac vorbind despre viață. Asta încerc să fac în această carte, să știți ce e la drac, parcă am mai explicat o dată într-o emisiune, e un obiect suficient de arhaic, sper să-l înțeleagă ca și termen generația mai tânără, că pe vremuri hainele nu erau făcute din ceea ce ne îmbrăcăm astăzi, că erau făcute din lână sau din cânepă, că și una și alta, mai ales lâna, era foarte împurcată, avea și ghim și mărăcini și de toate pe unde umblau turmele de oi, iar înainte de a fi toarsă, de a fi făcută fir de țesut, sigur că trebuia dezlânată, limpezită cumva, se și limpezi, se și spăla, dar limpezite în sensul meu este unul metaforic. Toată cartea asta, de fapt, este, dacă vreți, un fel de a încerca să limpezesc nu ideea de moarte, pentru că e o idee pe care o dezbat, nici cred că există gânditor pe fața Pământului care să nu fi pus sub semnul întrebării moartea. Dumneavoastră știți că în Antichitate, de exemplu, grecii considerau și mitul ăsta rămas până în ziua de astăzi, acea femeie îmbrăcată urât sau urâtă în sine, cu coasa în mână, e de la Platon, Aristotel, chiar poate chiar și din vremurile mai de dinainte, și care a pătruns ca în mitologie, într-un fel sau altul, până în ziua de astăzi. Din punctul meu de vedere, moartea este doar o idee pe care singur ne-o construim, scriu într-o altă carte, demolând ce facem anterior, adică omul se construiește pe sine în istorie. Totul este să fie lăsat, pe de o parte să se construiască singur și bine, pe de altă parte, sigur că nu poți crea fără să ai libertatea de a crea. Aduceți-vă aminte că Biblia sau în Biblie, nu degeaba, eu nu iau Biblia în sensul strict religios în momentul de față. Spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și trebuie să înțelegem cu toții că fără cuvânt, fie că este al omului contingent, al omului în lume, și fără creație, fără puterea de a crea, nimic, dar absolut nimic nu s-ar putea face pe fața Pământului. Deci înainte de orice, există fie o rațiune a face ceva, fie este voința în sine în a face ceva, poveste care o abordează Heidegger mult mai târziu, dar, repet, înainte de orice, înaintea a orice, trebuie să existe libertatea în a fi, în libertatea în a crea.
Că faci rău în momentul în care te-a pus să faci, este cu tot o altă poveste. În condițiile libertății, omul are puterea, are liberul arbitru în primul rând și în al doilea rând, are puterea chiar volitiv, la nivel de emoțional, nu neapărat la nivel rațional. Fac o paranteză și trebuie să vă spun că cei care cred că omul este ființă rațională sunt și alamarnic. Cel mult, nici Kant nu credea că omul e rațional în totalitatea sa, iar experiențele făcute de către psihologia modernă și genetica modernă spun că omul ar folosi din puterea sa rațională cam 3-4%. Imaginați-vă că restul este emoție. Și fiziologii, dacă luăm lucrurile într-o formă suficient de serioasă, ne dăm seama că dacă creierul ar rămâne fără sânge, pulsat de către inimă, moare. Deci cea care este funcțională, în primul rând, și care coordonează nu este creierul, în adevăratul sens al cuvântului. Să nu-mi luați în serios toate prostiile care le spun. S-ar putea să nu fie așa. Întrebați pe niște specialiști, dar dacă inima nu mai bate, sigur că nu mai funcționează. O caracteristică a scriitorului Nicolae Bălașa și a omului Nicolae Bălașa, pentru că găsim ironie la tot pasul și autoironie. Sigur că sunt multe de spus, o să o las pe soția mea să mă completeze, dar mai ales o să-i las pe cei care sunt dincolo de acest studio să vadă în cartea mea, de fapt, o dezbatere de idei, un fel de, hai să zicem, pe de o parte, prezență într-un pustiu al lumii, al vieții personale sau al vieții personale a oricărui alt om, asemănător cu ducerea în pustiu a Mântuitorului, care acolo este ispitit fie de una, fie de alta, ispita în primul rând fiind din partea răului. Ori la mine ispitele sunt cele care creionează într-un fel și moartea, țin de carențele umane, tot ceea ce înseamnă pentru mine și pentru oricine, că le avem noi, numai că nu vrem să le conștientizăm, frustrări, dorințe, dincolo de puterile noastre, iar într-o altă carte anterioară, vă aduceam aminte, dincolo de normalitate se numește cartea, că atunci când vrei să-ți depășești limitele și nu ești făcut pentru așa ceva, o iei urât peste bot, scuzați-mi expresia. Adică e o metaforă în Biblie în care inclusiv Satan, diavolul, era un mare heruvim, adică era un înger puteri de pline care stăpânea înălțimile omenirii, nu neapărat un munte, iar este o metaforă acolo, iar în momentul în care spune voi ajunge deasupra tronului tău, adică tronului divinității, el este decăzut și ajunge ceea ce îl știm noi ca rău prezent în lume. Deci, pe de o parte, în cartea asta o să găsiți aceste frustrări umane, carențe umane, pe de altă parte o să găsiți puse sub semnul întrebării nu doar carențele noastre, pentru că nu mor doar pentru că greșești tu vieții. În general, moartea se hrănește din aceste. Freud spune că e plasată în subconștient uman, mergi cu ea de mână oricând, dar numai că nu știi că mergi cu ea de mână. Mai stai de vorbă, mai te ceri, mai dai peste bot, mai una, mai alta, până când la urmă, până una alta i-am învinge, că n-ai încotro, asta e lumea, așa am fost croiți. Dar o altă cauză a celor, sau altă sursă de hrană a morții, sunt tot ceea ce ne încozoare societatea în care trăiești, tradițiile. Tradițiile nu te omoară decât în condițiile în care sunt decadente. Dar, în general, societatea și structurile social-politice care te pot influența și care, repet, nu te lasă să fii, să ai libertatea în a te zidi pe tine și a zidi omul în general. Eu spuneam într-un articol mai de curând, care n-a convenit multor politicieni pentru structura politică, social-politică din România, le spuneam că sunt adeptul omului care are libertatea de a fi, care este bine înfipt în timpurile sale și care trebuie să n-aibă niciun fel de obligație față de stat, ci statul trebuie să fie obligat față de el, să-l ajute să se dezvolte și mai mult, adică să-l înfingă și mai bine în vremurile sale, încât el, prin tot ceea ce face, în carte folosesc termenul lui Heidegger, prin tot ceea ce ființează, să fie un fel de imanență, să lase urme pe pânza vremurilor sale și cât mai mulți astfel de indivizi, cu atât mai puternic și mai plasat în lume poporul din care el face parte. Despre asta este vorba în această carte.
nu despre moarte în adevăratul sens, că eu m-am pus să fac tratate de medicină, că nu sunt medic. De fapt, este despre viață. Vorbesc despre viață, categoric. Viața sub certitudinea morții. De asta v-am spus că anumite chestii să nu le luați în serios, că oricare sigur că mai miarde și de șotii. Doamna Băleașa, cum se desfășoară finalizarea unui manuscris în familia Băleașa? Este... Ce discuții sunt la masa de seară, la cină? Vă dați seama că eu sunt primul lector al cărților lui și nu la finalul ei, ci după fiecare eseu sau articol în parte, pentru că după ce îl finalizează și îl corectează, mi-l dă apoi mie și îl citesc de mai multe ori. Firește că îi mai scapă și lui, este firesc să ne scape nouă tuturor, chiar dacă suntem specialiști, câte o virgulă sau câte o, eu știu, ceva anume, dar eu sunt finalul, cea care îi corectez la sânge materialul, articolul, eseul, cartea la final de mai multe ori, astfel încât ea să fie dată la tipărire. De asemenea, mai este un obicei și anume acela de a citi cu voce tare eu la finalul articolului scris de el, să citesc cu voce tare încât el să asculte, să audă și acolo unde consideră că mai este ceva de modificat, că, eu știu, există o repetiție sau ceva anume care îl deranjează, să poată să modifice și modificarea o face exact atunci. Trebuie să completez, să spun de ce fac chestia asta. Știți că George Călinescu are o spune la un moment dat că poezia, pe lângă faptul că are un anumit rol, se cânta. Dacă luați, intrați în fonoteca de aur a televiziunii române, o să găsiți foarte multe înregistrări ale marelui om de cultură român și el atunci când recita ceva, cânta de fapt poezia. Eu acum nu vreau să cânt textul acesta, dar textul trebuie să aibă o anumită muzicalitate și un anumit ritm. O curgere. Curgerea... A ideilor. La mine în proză este vorba de idei, dar trebuie să aibă o anumită muzicalitate și o anumită flexibilitate în lecturare, încât să nu obosească cititorul, să-l atragă cumva, să lectura să devină, pe lângă faptul că e obositoare din punct de vedere al conceptelor pe care le vehiculez, cu care mă joc la mai tot timpul. Pe lângă asta, sigur că trebuie să fac cumva să-l atrag pe cititor și atunci, sigur, mă gândesc la muzicalitatea frazelor. Ăsta e motivul pentru care de fiecare dată o pun să-mi citească. Sigur că se sizez mai bine repetițiile, dar în același timp scurtez, adaug, pun în funcție de ritmul pe care trebuie să-l aibă fraza. Mai greu la găsești la așa la alții. Țin foarte tare la această formarea unui stil strict personal. Volumele semnate de dumneavoastră au o anumită complexitate. În același timp, mi se pare că au mai multă treptă de înțelegere în funcție de bagajul intelectual, cultural al fiecăruia care îl citește. Putem să citim la neinițiați foarte bine în tainele filozofiei și în tainele comunicării, să ne placă, să înțelegem până la o treaptă și altfel venim în momentul în care am citit filozofie, cunoaștem istoria religiilor. Da, asta este un aspect, dar mai am o chestie care îmi stă la îndemână și o folosesc de foarte multe ori, o fugă foarte rapidă și aproape frecventă. De fiecare dată fug din anumite spații, mut acțiunea în alte spații, în alte timpuri, o aduc înapoi într-un prezent, adică etalările astea, fuga dintr-un prezent sau a face din trecut și din viitor un prezent continuu în diverse planuri mi-este specifică și sigur că pentru a putea înțelege și trebuie să citești cu un pic mai multă atenție. Iar celelalte, sigur, țin de erudiție. Am spus că indiferent ce aș încerca eu, nu pot să fac sau nu m-am angajat să fac cultură de masă. Scriu așa cum pot eu să scriu pentru cei care pot să și înțeleg. Ceea ce este interesant la el, i-am spus de foarte multe ori, zic, cum alegi tu titlurile? Are niște titluri care pur și simplu
incită și trezesc curiozitatea încă de la început să citești cartea în sine sau articolul respectiv. Cu moartea, iată, cu moartea la dărac. Cine s-ar fi gândit la un asemenea titlu? Eu cred că acest volum este un volum extrem de bine conturat, el fiind un deținător extraordinar de informație, de bagaj filozofic, fiindu-i, iată, foarte ușor, fiindu-i la îndemână să creioneze o stare de spirit sau să analizeze argumente din cele mai plauzibile. Cum este în cazul de față, ideea vieții și a morții, două concepte extraordinar de greu de înțeles, de greu de definit. Spune autorul, moartea este într-un permanent suspans, la limită, iar sufletul omului este o variabilă ce își permite necunoscutul fără a da socoteală. Consider că autorul în acest volum reușește să ia în răspăr moartea, să o toace mărunt, să o enerveze până dincolo de imaginarul nostru, ca și când aceasta i-ar fi un tovarăș de drum, un tovarăș de companie, pe care încearcă și cred că și reușește să o anihileze prin cuvânt. Spune el, până la urmă, citez aici, nu eu am de pierdut, ci toanta. Iată detașarea extraordinară pe care uimește, de fapt, vis-a-vis de ideea morții. Nu este suficient, el merge departe, merge în antichitate, merge la Platon și la Aristotel, ține cont de părerile acestor mari filozofi, dar firește, vine și cu păreri proprii, păreri personale, concepții ale sale despre viață și despre moarte, având chiar el însuși mai multe experiențe, experimente, dacă pot să mă exprim așa, de-a lungul vieții, care l-au pus pe gânduri. Prefața volumului Cu moartea la dărac este un interviu realizat de George Terziu, publicat în revista Cervantes, și o să-mi permit să vă întreb și eu, să vă pun aceeași întrebare cu care începe și prefața. Cine sunteți? Cred că cea mai grea întrebare pe care ni se poate pune, nu? Cine suntem? Și de unde venim? Și unde ne ducem, da? Și unde ne ducem. Da. Pe dacă știu omul cine este... Mare filozofie, mare lucru ar fi. Nu știu, sunt un om obișnuit care toată viața n-a încercat decât să înțeleagă tot ce este în jurul lui, să mă înțeleg pe mine însumi și, bineînțeles, să înțeleg lumea în care trăiesc și mai ales să mă plasez corect în această lume. Cei mai mulți dintre noi răspundem că suntem profesia noastră. Nu, eu sunt gândurile mele, dacă vreți. Sunt cu totul altceva. Apropo de chestiunea asta, odată am scris o carte... Lacrimi și bani. Și a găsit cineva cunoștințe mai apropiate, mai îndepărtate, s-a regăsit în acea carte și m-a dat în judecată. M-a dat în judecată pentru că a considerat că cartea a fost inspirată din viața lor și că am făcut-o fără să... intenționat. Mă rog, chestii de genul ăsta care țin de interpretarea fiecare perspective și interpretări. Sigur că mi-am angajat un avocat, deși mi s-a părut absurd numai ideea de a mă da în judecată, dar judecătorul ăla sigur că a fost suficient de normal, de limitele judecătorești și a respins acel proces. Dar m-a întrebat cine sunt și am spus că sunt un personaj. Cartea respectivă nu avea un personaj masculin. De fapt, care era esența acelei cărți? Un personaj masculin care nu are nume în cartea respectivă pentru a generaliza subiectul, rămâne în viață, îi moare ființa iubită și are loc un dialog între lumea de aici și lumea de dincolo, adică cel care era în viață îi tot spune în ce lume l-a lăsat, cu ce carențe este această lume, cu ce transformări și cu ce frământări, iar cealaltă chiar se încheie cu o chestie între asta, am permanenta convingere că ai fost lângă mine, atunci când ne vom reîntâlni, sigur,
vom rediscuta sau vom repune în discuție, ne vom reaminti doar pentru că ea de acolo știa tot, ființa iubită, știa tot ceea ce se întâmplase. Pe mine m-a uimit momentul respectiv, sigur că am câștigat procesul, dar printre altele, cel care mi-a fost avocat și care mi-a cerut foarte multe dintre cărțile pe care le-am publicat, la un moment dat mă întreabă cine este Stan. Stan era un personaj din Pe apa sâmbetei, prima carte pe care am scris-o eu înainte de 89, creona tot momentul acela al colectivizării, cu dramatismul colectivizării, cu tot ceea ce se întâmplase în perioada anilor 51-52, când a început colectivizarea, până prin 62, când au zis că au și încheiat-o. Și era un țăran, pe lângă faptul că își dorea pământ ca formă de viață, formă de atât, nu neapărat pentru îmbogățire, dar era la fel de hâtru și pus de pe tot felul de acțiuni dintre astea, încât aproape că tot universul se învârte, universul cății respectiv și al lumii, satului din perimea, dacă sunteți într-o analiză foarte sinceră, o să vedeți că universul rural este cel care devine centru universal al poporului român în momentul în care se întâmplă fenomenul respectiv și cu toate frământările sale. Și mă întreabă avocatul pe care l-am luat la proces. Dar Stan cine este? Stan sunt tot eu, cine vrei să fie? Și sigur că, dacă ar fi să vă răspund la această întrebare, pe lângă faptul că, repet, sunt gândurile mele, care se plimbă în lume, adună, fac tot ceea ce face un gând, când e aici, când este oriunde ați vrea, în mijlocul universului, dacă se poate numi în felul ăsta, și se întoarce din nou la mine, dar sunt oricare dintre personajele pe care le-am creionat în aceste cărți și nu sunt puține personajele astea. De la personaje colective, de la personaje singulare, sunt o mulțime. Trebuie să vă mai spun că de două ori, probabil că am să mai încerc dacă voi avea timp ca și timp fizic dintre ăsta de a trăi. Am scris două cărți din perspectiva unei femei. Adică autorul cărții, pentru cel care nu cunoaște cine este, crede că am semnat cartea cu pseudonim. E vorba de Sara și Mătănile Alexandrei. Sunt cărți care încerc să intru în universul unui copil, că fiecare dintre ele începe de la anii copilăriei, până la anii maturității, chiar dincolo de maturitate, cu toate frământările. Vreau să mă crezi că am reușit totuși să intru în universul feminin și să pot trăi la nivelul emoțional al unei femei, al unei ființe care, de fapt, ce este femeia? Este o parte complementară. Noi suntem un ansamblu, un tot. Doar când facem dihotomii dintre astea, analize dintre astea de tip dihotomic, nu facem decât să ne despărțim artificial unul de celălalt. Altfel, sigur, ne întoarcem la chestia biblică acolo. L-a adormit pe Adam și din el a luat o coastă. Nu și-a făcut femeia. E o poveste, o mare metaforă, dar de acolo începe totul. Despărțirea respectivii, întoarcerea atunci când se creează această comuniune prin iubire, te referi la un tot, la un schimb. Iubirea nu înseamnă un schimb, îmi dai ceea ce îmi lipsește mie, eu îți dau ceea ce îți lipsește ție. Nu, trebuie să revii la acel tot la care ai fost atunci în primordii, la facerea lumii. De asta sunt ceea ce v-am spus că sunt, gânduri. Aș vrea, dacă îmi permite, să mai adaug și eu și să spun că problema morții a fost abordată încă din cele mai vechi, și a vieții, evident, din cele mai vechi timpuri. Ea a preocupat ființa umană și scritorii, în genere, au vorbit în operele lor pe larg despre ambele teme. De exemplu, aș începe cu literatura populară, cu balada populară Miorița, în care moartea e văzută ca o nuntă cosmică. Ciobanul moldovean o consideră într-adevăr o trecere dincolo, dar nu este înspăimântat de moartea sa, ci are o seninătate cu totul și cu totul aparte. Apoi Eminescu a fost preocupat de problema vieții și a morții. El pornește de la nașterea universului și de la moartea acestuia,
în poemul Scrisoarea întâi și se pierde apoi în deșertăciunea acestei vieți, în poemul Glosă și apoi în Sărmanul Dionis, considerând că întreaga viață e un vis și atâta timp cât este un vis, se poate face trecerea în orice lume. De asemenea, Mircea Eliade, în Cele trei grații și apoi în La țigăni, evocă și el cu multă pricepere și cu mult suflet problema vieții și a morții. Alexandrii, în Dan Capitan de Plai, apoi Topârceanu, în Balada morții, George Coșbuc în poemul Moartea lui Fulger, găsim și la Bacovia această idee. Apoi Cioran, Emil Cioran, constată că această trecere din viață la moarte ar trebui să o descoperi printr-o muzică, o muzică interioară, una care este adânc ascunsă în sufletul ființei umane. Găsim asta în Lacrimi și Sfinți. El își dorește moartea ca pe o dizolvare imaterială a omului. Spune el, umbre suntem și jocul nostru supremă amăgire este. Iată că omul de geniu încearcă să creeze absolutul prin opera sa, operă ce cu siguranță se supune și ea deșertăciunii acestei vieți. El se particularizează prin inteligența profundă și meditativă, printr-o permanentă sete de cunoaștere și o aspirație spre absolut. Apropo de Cioran, Cioran devenise la un moment dat specialistul în moarte, la nivel mondial. De ce? Pentru că a lansat la un moment dat ideea că moartea este singurul salvator al omului. De ce a făcut chestiunea asta? Prin sinucidere. Pleacă de la sinuciderea fiind... Ideea care a lansat foarte multe controverse. Da. Sigur că sunt multe lucruri de spus, dar Cioran n-a spus niciodată că trebuie să te sinucizi sau nu știu ce. Și a spus cu totul și cu totul altceva. Din cauza... lui s-a părut, dar și are dreptate, și eu reiau această temă a lipsei de libertate, chiar de dinainte de a te naște. Spun nimeni nu ne întreabă dacă vrem să ne naștem. Nu ne întreabă nimeni dacă vrem să venim în această lume, dacă vrem să fim așa cum suntem, dacă vrem să fim într-un anumit fel. Mă rog, o mulțime de chestiuni care țin de îngrădiri și viața după aceea este o sumă de reguli, fie morale, fie legislative, fie de nu știu care. Libertatea ta, în cel mai rău caz, în viață, este acolo unde se începe libertatea celuilalt. Locul o spune altfel, nimeni mai presupune de lege. Mă rog, o grămadă de alte chestiuni între astea. Ori lipsa de libertate îl face pe Cioran să aibă un fel de disperare, dacă vreți, a ființei umane. Trece și printr-un moment dintre ăsta de criză emoțională, are acele nopți lungi de la Sibiu în care nu doarme, chiar patologic, am spus, la un fel de boală dintre asta, insomnia foarte lungă și devine, hai să zicem, într-un fel metaforic, conștiința de veche a lumii. Adică imaginați-vă ce înseamnă ca toată omenirea asta să poată să se odihnească, numai tu nu. Și atunci sigur că meditezi cumva, iei lumea în mână și sigur meditezi asupra ei, devii conștiința absolută a omenirii. Și atunci spune că singura ta salvare din lipsa asta de libertate care este chiar de dincolo de, este libertatea de a se sinucide. Ori, vedeți, el vorbește despre ideea de sinucidere ca formă de salvare a ta în viață. Nu așa cum au interpretat marea majoritate. Poți să te sinucizi și îndemn la suicid. Nu, nu e adevărat, nu asta vorbește. În felul ăsta vorbește ca o analiză de factură sociologică Durkheim, care vorbește de sinucidere ca fenomen social din cauza inadaptabilității, adică omul nu se poate cumva adapta la serviciu, într-o anumită comunitate, într-o anumite vremuri, situații, în anumite situații în care nu poate. Și atunci, nedepășind pragul acela pe care îl forțează societatea,
De asta am spus la început, începutul discuției noastre, că sunt carențe specific umane care sunt în interiorul nostru, pe care trebuie, cu cât le corectăm mai ușor, cu atât viața ne este mai curgătoare, mai limpede, mai ușor, mai, este o curgere, cum s-ar spune, o spune Heraclinul eu, cu cât ne împotmolim în așa ceva sau ne împiedicăm de toate obstacolele vieții, cu atât ne este mai greu. Pe lângă aceste carențe umane, sigur că intervine societatea. Despre societate vorbește sociologul francez, nu despre ceea ce vorbește la nivel de idee Cioran. Ideea de sinucidere la Cioran este ideea de a te putea salva. Gândul eliberării. Imaginați-vă ce înseamnă pentru unul care este condamnat în pușcărie pe viață. Ăla ar trebui să se sinucide din primele 3 zile. Însă ideea de sinucidere, la propriu, îl salvează. Și știe că poate să se elibereze doar dacă s-ar putea sinucide. Ori această idee îl salvează de la moarte. Rămâne în viață. Nu știu dacă mi-ați înțeles, nu e o speculație, ci e un raționament absolut logic pe care, în interiorul căruia trebuie să pătrunzi cumva ca să poți înțelege idealul Cioran. Vă este frică de viață? Și după aia v-aș întreba, dar de moarte. Da, mie mi-e mai frică de viață, dar am trecut mare parte prin ea, nu știu cât mai e de trecut, dar moartea nu m-a spăimântat. L-am adus sincer, nu m-a spăimântat. El deja s-a eliberat scriind despre moarte. Nu numai despre asta, dar am avut câteva momente din viață destul de... Adică viața nu mi-a fost așa un fel de pajiște cu flori. Am trecut și printr-un infart, atunci am fost mort, abia am revenit la viață, dar am revenit, uite, de atunci am trecut 10 ani, mai puțin, în aprilie, dacă nu mă înșel, 2013, mai sunt mai puțin și voi face 10 ani. În ăștia 10 ani, probabil că cel care gestionează chestiile astea ale noastre și pe pământ, a știu că trebuie să mai am ceva de făcut și că încă nu... Cine le gestionează? Cineva trebuie să fie. Nu, mă, eu nu vreau să intru contabilul. Nu vreau să intru în conflict cu alți oameni, dar trebuie să admitem cu toții că dincolo de noi există o putere exterioară nouă. Eu am totala convingere și am avut și câteva experiențe în acest sens că cel puțin noi, ca oameni, mai avem măcar una, o dimensiune în plus față de cele care le vedem noi. Noi nu putem vedea și dereda decât la nivel tridimensional. Adică corpurile pe care noi le reprezentăm sunt acestea care le vedem cu lungime, lățime și înălțime. Dincolo de aceste dimensiuni, am totala convingere că mintea umană are mintea umană. Noi, că încă de asta m-ați întrebat cine este fiziologic, nu știm cine este, nici de măcar... E una dintre întrebările lui Lucan. Acum câteva zile, chiar într-o ședință a Consiliului unde lucrez, încă mai lucrez, punea cineva niște întrebări legate tot la fel de sofisticat, ca așa, la fel ca și cum l-a și pus Can la 1789. Sigur că m-am simțit forțat să aduc aminte că nu s-au rezolvat aceste chestiuni și că pierdem timpul încercând să fim cât de cât pragmatici, să venim la zi cu omul, nu știi ce este omul, de-aia nici nu poți aduma doi oameni cu trei oameni. Pentru că fiecare în parte este o entitate, fiecare cu universul lui. Dar am totala convingere că cel puțin mai avem o dimensiune de tip spiritual care ne poate dematerializa și putem privi dincolo de materie. Ori, sigur că n-am mecanismele sau argumentele, nu pot experimenta aceste chestiuni, însă am totala convingere că această dimensiune spirituală a omului există. Că ea este activată de noi, mai mult sau mai puțin, când o activează altcineva din exterior, că face parte dintr-o structură mult mai complexă pe care o numim Dumnezeu sau o numim, ce știu, Buddha sau cum vreți să o numim. Ați văzut peste tot, scriu aici în carte, trec aproape prin toate religiile lumii, în mod special în zona asiatică, în budism, dar mai ales în zona Indiei, în șivanism, de exemplu, toți se consideră lumină, fac parte din lumina absolută a Universului. La ei există reîncarnarea ca formă de corectură a vieții, a greșelilor pe care le-ai făcut în viață și ca pedapsă. Deci te reîncarnezi de atâta ori până când devii crâmpei de lumină din lumina supremă. La noi, sigur că și creștinismul a găsit o formă dintre asta, hai să nu zic de amăgire, de promisiune a omului, să găsesc scopul suprem, este învierea de apoi, dar tot întoarcere, într-un fel de întoarcere în lumină.
Lumina este prezentă și în creștinism ca și în alte. Dacă luați și analizați toate, ca și Mircea Eliade, toate religiile lumii, o să vedeți că ideea de lumină aproape că este preponderentă în mai mare sau mai mică măsură oriunde. Mai puțin discutată în budism, care coboară cumva la nivelul omului în lume. Dar și panteismul din creștinism face cam același lucru, însă nu cu rigorile pe care le are budismul. Vă propun să intrăm în miezul cărții, însă, și să citim un fragment. Ca să vorbesc așa, că omoară mândurăgită. El nu se mai oprește. Dar cu înțelesuri atât de profunde. Eu a zice, ne dați o idee, ne lăsați 5 minute să medităm asupra ei și revenim și tot așa. Cred că așa se citește acest volum. Da, cel puțin așa citesc eu eseurile dumneavoastră. Dat, bine, aflaseră înainte de război că ceva se pregătește în Europa și ei n-au avut, nu vreau să jignesc poporul american, dar în general acolo un conglomerat de națiuni, dar n-au avut o cultură proprie, nu știu ce, mă rog. Nu intrăm în amănunte, că pot argumenta chestia asta, chiar dacă supăr pe oricine supăr. Am dreptul să spun asta. Dar sau la un moment dat, sigur că omul și-a pus întrebarea, plecând tot cumva de la miturile biblice, de ce a încurcat Dumnezeu limbile acolo la turnul Babel și nu i-a lăsat pe oameni să ajungă unde. E un fel de repetiție, dacă vreți, acelei chestiuni cu decăderea heruvimului lui Satan în lume. Le încurcă limbile și, pentru că voiau să construiască un turn care să ajungă la Dumnezeu, sigur că îi oprește din acea pornire interioară care nu se poate realiza decât la nivelul dorințelor tale. Vrei să ajungi dincolo de, ce știu, și eu aș vrea să mă plimb acum pe Marte, eu știu ce o fi pe acolo, dar nu pot, știu de la început. Că încă! Nu pot, încă! Spune așa ceva. Mai e timp. Mai e timp. Sigur că omenirea a făcut mulți pași în acest sens. Dar, repet, intervine în lume limitatul. Ori noi trebuie să ne încadrăm vrând acest determinism, vrând al nostru, al tuturor, și să-l acceptăm ca atare. Doamna Bălașa, vă ascultăm. Un fragment din eseul Despre moarte și nuanțele sale. Faptul că moartea stăruie în noi, fără a băga de seamă, a fost și rămâne una din marile enigme ale omului. Știm de ea și cu toate astea nu intră în preocupările noastre. Altfel spus, ea este ca și când nu ar fi. După Freud, moartea și-ar avea domiciliu undeva în subconștientul uman, iar când bântuie prin conștient, îi dăm peste bot. La tinerețe, de cele mai multe ori cu succes, marș strâmba dracului, păi așa de la un junghi? Ho, nu mai stai pe aici că ți se sterpezesc dinții de prospături. Viața își are socotelile ei, iar în ea fiecare pe ale lui. O luăm noi pe furca lungă, mai ales când totul în jur ne este pe pofta sufletului. Lăsând gluma la o parte, vrem sau nu, trebuie să acceptăm faptul că din această viață nimeni nu a plecat viu. Cum de altfel acceptăm și ideea conform căreia mortul, un fel de noi întorși pe dos, primeniți și duși cu popă, de la groapă nu ne mai întoarcem. Doar în literatură, ca cât să facem haz de necaz, pe seama putinței noastre limitate, mai trântim aici colo câte o snoavă pentru a ne obișnui, după caz, fie cu permanența lui Dumnezeu, fie cu neantul, și în ambele cazuri, ca materie cu pământul galben. Moroii din bulzeștii Doljului, însetați, încă se mai arată pe la cișmelele de peste drum de Gogul lui Guiț, sau mai la deal spre Seculeș pe la fântâna lui Gorici, pe marginea șanțului. Ceva nu le dă pace. Ies așa noaptea din cimitir la plimbare, într-un fel de inspecție, să vadă cum o mai duc ai lor din sat cu sănătatea, cu una, cu alta, să vadă dacă au lemne pentru iernat, gaz pentru lampă, ce-i drept sau cam scumpi toate. Înaintea întoarcerii la ale lor, după miezul nopții,
înainte de cântatul cocoșilor, schimbă și ei între ei tot felul de informații. Băneică, nu e de-a bună. S-au schimbat rânduielile, zice unul mai gălbejit. Auzi, dumneata, ei între ei se respectă, cum zice și Sorescu. Ba mai mult, îi respectă și pe cei ce mai rătăcesc pe la vreuna văduvă noaptea târziu. No, nu e bine neam. S-au înmulțit orbeții, iar oamenii dispar unul câte unul, îi răspunde vreun altul obosit. Leat cu el, așezat la capătul podului din fața casei lui Boade. Ziceri, griji, de altfel, la câtă vânzoleală între noi, aci pe pământ, nu e de mirare. Acesta a fost un fragment, îl scurtez, el este lung, eseul. Vreau să-mi continui ideea aceea. Ați văzut planurile, ideea aceea cu ajungea cu turnul Babel. Află americanii la un moment dat că în Europa se pregătea ceva, află de școala de la Baden și cercul de la Viena. Apropo, cei de la Viena l-au corectat puțin pe Kant, pentru că prea crezut că raționalismul lui merge dincolo de stele. A făcut o mare, singura greșeală pe care a făcut-o Kant, critica rațiunii pune, e că face afirmația că adevărurile subiective au o valoare universală. Eu cred că dacă ar fi legat aceste adevăruri de natura umană, general, subiectivă, sigur că ar fi căpătat consistență, dar, mă rog, n-a făcut-o, neocantenii l-au corectat și lucrurile stau exact cum am spus ultimii. Află de ei, americani, și cum ăștia au bani, sigur că i-au luat pe mari gânditori din aceste școli și i-au mutat în America. Le-au dat o bursă suficient de consistentă, l-au pus casă la dispoziție și i-au întrebat. Russell era unul, vorbesc despre Russell, care a fost profesor la Cambridge, de la Premiul Nobel. A întrebat, domnule, ce trebuie să facem pentru toate condițiile și toți banii ăștia? Și nimic. Să stați de vorbă între voi. Și sigur că au stat oamenii ăștia de vorbă, au tot răncănit de alea lor rute și nevrute, exact ce îi preocupa aici, că nu contează că ești în America sau ești la Polul Nord, ba, acolo mor de fric dacă nu stai condiții. Dar dacă ai condițiile, hai să zicem, prielnice de a putea gândi, de a-ți desfăta mintea și a lăsa-o să, apropo de creație și de libertate, sigur că mintea omului este preocupată de foarte multe chestiuni. De asta spun că omul în general este gândire, gând, care aleargă oriunde prin universul ăsta, se întoarce la tine și sigur că tot el se transformă în cuvânt și cuvântul ăla te zidește. Toți erau preocupați, cei care erau acolo, de un limbaj universal, de refacerea acelui turn Babel într-o singură limbă. Mitul ăla să-l transformi, să revii la el și să-l transformi într-un singur, în ideea de a, ca oamenii să se poată înțelege mai ușor. Au făcut-o și la un moment dat au ajuns la ideea că dacă transform cuvântul în semn, sigur că poți face din semnul ăla cumva pus cap la cap un alt timp, limbaj, un limbaj de tip universal. E, aflați că americanii au aflat această chestiune, nu le-a fost decât suficient decât să pună în aplicație ideea de transformare a cuvântului în semn și au făcut limbajul de calculator pe care îl vedem noi în ziua de astăzi. Deci ideea de limbaj universal care este a calculatorului nu este aparține informaticienilor. Ei au preluat această idee a limbajului universal și sigur au materializat-o în limbajul ăsta de tip calculator, care este oriunde vedeți pe fața Pământului. Sigur, repet, dacă nu ar fi fost libertatea de a gândi, libertatea de a se manifesta a omului prin gând și a se transforma cumva el, gândul, s-ar materializa în cuvânt, lucrurile astea n-ar fi posibile. Acum să știți că sunt multe situații, foarte multe situații, sunt în care cuvântul nu se poate materializa. Imaginați-vă cât de mare efort a trebuit să facă, de exemplu, Einstein, să transforme teoria relativității într-o formă scrisă și pe înțelesul oricui. Că altfel, dacă nu o transforma, nu o punea pe pagină și nu o făcea înțeleasă la nivelul cuvântului, sigur că ea rămânea doar la nivelul mental al lui și nu era folositoare absolut nimănui. De aici și o altă viziune asupra cosmului și asupra
relațiilor, hai să zicem, pe care le-a gândit omul. Newton, când va avea loc lansarea? Îmi cer scuze că vă întrerup. Pe una dintre ele este acum. N-am făcut o lansare. Lansarea cu public. Cu public față în față. La asta nu ne-am gândit. Nu ne-am gândit deocamdată. După ce iese și volumul meu de versuri, bănuiesc că până la Crăciun o să apară și avem de gând să facem o lansare împreună. Cel mai probabil la sfârșitul lui februarie, în cadrul zilelor Marin Sorescu. Sper să fie acceptat un proiect pe care l-am depus de curând la primărie. Și în cadrul târgului Gaudeamu, sau de ce nu, prin luna mai la Bulzești, în mijlocul trandafirilor din curte. Dar până atunci, online, pentru cei care își doresc să-l găsească. Până atunci mai am astăzi sunt în discuții cu un grup de, un cenacul, de fapt, coordonat în America, de un român din America, în Canada, la Montreal. Un cenacul destul de amplu, de mare, și destul de cu oameni din toate părțile lumii, cu români și nu numai români, dar vorbitori de limbă română și nu numai de limbă română, există posibilitatea de traducere între noi, care are loc din două în două săptămâni, repet, este online, se începe la Montreal, să zicem, la ora 7 a noastră, la ei nu știu cât este ceasul, pentru unii din Australia e 7 dimineața, și am de gând ca următorul pas pe care îl voi face cu această carte este să vorbesc despre ea în cadrul acestui cenacul. Iar cei care le privesc până vor găsi cartea online ca să o achiziționeze, eu zic să vă urmărească pe rețelele de socializare, pentru că periodic postați eseuri care sunt cuprinse mai apoi sub forma volumelor. Se găsesc aproape toate. Aproape toate din această carte. Și în general, n-am scris pentru oameni, pentru cei care sunt interesați de ceea ce scriu. Nu țin neapărat la... Sigur că drepturile de autor mi-aparțin, dar și acolo sunt protejate prin lege. Știu foarte bine cum stau lucrurile. Sunt și din cei care fură idei, mă rog, e treaba lor. Nu m-a pus să intru niște detalii care nu țin de această emisiune și nu și-au rostul în acest moment. Dar, repet, am scris pentru oameni. Așa cum întreabă în acel interviu pe care l-am și publicat, dacă sunt preocupat de publicul meu, care scriitor nu este public? Repet, toți, însă nu stau tot timpul să pun, vai cât de valoroasă e ce am gândit eu și întreabă. Degeaba, cartea asta este o valoare sau altuia sau altuia, dacă ea n-ajunge la mintea și la sufletul tuturor, dacă teoria lui Newton n-ar fi ajuns la oamenii de la vremea respectivă, nu s-ar fi făcut un pas, cineva tot se găsea. După aia, teoria relativității, dacă n-ar fi ajuns la omenire, sigur că n-ar fi fost utilă și tot așa, punând cap la cap, o să vedem că noi, cei care au darul ăsta de a spune ceva omenirii, trebuie să o spun, pentru că de asta ți-a dat acest Dumnezeu, acest dar sau cine ți l-a dat. Dacă îl ții în tine, degeaba ți l-a dat. O să încheiem cu permisiunea dumneavoastră, cum am început, cu volumul și cu minunata interpretare a doamnei Bălaș. Chiar din eseul Cu moartea l-a scărmănat. Am convingerea că mulți dintre voi ați fost permanent lângă mine când mi-am așternut pe hârtie gândurile despre această lume în care doar două chestiuni tind spre certitudine, nașterea și moartea, fără a putea fi trăite ca experiență personală. Între prima și cealaltă, viața, mozaic al fiecăruia dintre noi, oameni adevărați, trăitori în adevăr, prin puterea de a se dărui semenilor. Pădure fără uscături nu există, dar, mă rog, unii cred că uscăturile ar face parte din regie și decor. Conspiraționiști, ceilalți, ce momentan ați fost prinși în alte ale voastre, cândva tot o să citiți aceste rânduri. Ele sunt despre viață, la o eventuală reîntâlnire într-o altă lume, dezbatem. La asta ne pricepem toți, să dezbatem dacă altceva mai bun nu avem de făcut, dar sper eu, cu mai multă claritate, fără bâșbâieli de forma că o fi și o păți. În altă ordine, în singurătatea mea, uneori mi-am amintit de Platon și de lumea lui, lume a ideilor și formelor pure, unde albina era albină, pasărea era pasăre,
unde omul era om. E, aici, aici, după el, venirea pe pământ a tuturor și a fiecăruia în parte ar fi fost cumva cădere prin uitare. Numai după aceea, reînvățare și reînălțare prin reamintire. Cu alte cuvinte, reconstrucție prin cuvânt. Chestiunea asta mă face să văd o legătură între el, geniul antichității, și Ioan Botezătorul, unul dintre cei din tâi apostoli care mărturisește lumii despre cum Dumnezeu, cuvântul, s-a făcut trup. Lăsat la voia întâmplării pe tărâmul moralei dezactivate, omul, trup, fără conștiință, rătăcește. În condițiile în care biserica, instituție, dar și pârghia vieții sociale se retrage de pe scena lumii, politicul, cu tot pluripartitismul său, bântuit de totalitarisme, rar mai repune omul pe linia corectă a vieții. Legile organice, vorba lui Montesquieu, sunt ca pânza de păianjen, devin în funcție de context firave. Din acest motiv, ca om părăsit în jungla viețuirii, te înstrăinezi până și de tine însuți. Nu mai trăiești, nici că mai ființezi, adică nu-ți mai lași urme pe pânza vremurilor tale, ci, cel mult, te târăși prin mocirla adunată de timpuri. Alcoolul, prostituția, drogurile, apoi foametea și moartea. Nu am greșit, repet, foametea și moartea fac profit de cele mai multe ori chiar celor ce ar trebui să le protejeze de ele. Nu trebuie să dau explicații, am convingerea că înțelegeți chiar mai mult decât am vrut eu să vă spun. În condiții de nesiguranță, la un lat de palmă, disperarea omului, ce seară de seară are sentimentul că se așează cu moartea în pat, degeaba aș mai zic în gând rugăciunea Tatăl nostru care... Unii dorm, alții cu ochii pironiți pe cerul, parcă pustiu, abia dacă pot ațipi. Într-o zi se va trezi doar ea. Ei și, își zic și primii, dar mai ales ceilalți plezni de o scârbă universală. Cea care va pierde, ca toanta, e ea, moartea, se încurajează fără a-și recunoaște determinarea, limitatul. Și invităm pe cei de acasă, continuarea, să o citească în eseurile domnului Bălașa, așadar căutați, slavă Domnului, avem internetul la dispoziție, ca și mijloc de data aceasta care ne aduce frumos cunoaștere și poate mai multă înțelepciune. Vă mulțumesc, domnul Bălașa. Vă mulțumesc, doamna Bălașa. Și noi mulțumim. Toate cele bune vă dorim. La revedere.